Bine v-am găsit, stimați telespectatori, iată-ne din nou în pragul unei noi emisiuni de la care eu aștept foarte mult, am foarte multe întrebări. Interlocutorul nostru de astăzi este domnul Emil Silvestru, geolog, până în 1998, șef și cercetător principal al Institutului de Speologie Emil Racoviță din Cluj și conferențiar la Universitatea Babeș-Bolyai, iar din 2002 cercetător și conferențiar cu organizația internațională Answers in Genesis Canada, iar de la 1 martie 2006 Creation Ministries International. Domnule Silvestru, am un bagaj mare de întrebări, dar în spațiul limitat al emisiunii de astăzi, limitat de gravitație. De gravitație. Prin intermediul timpului. Seria pe care am hotărât-o ca fiecare dintre ele să fie de aproximativ o jumătate de oră. Am o întrebare mare. Evoluție. Domnule Silvestru, vă rog să mă împachetați și să mă despachetați. Ordinea lucrurilor în evoluție. Există așa ceva pe care să-l numim ordine în evoluție? Se bazează evoluția pe ordine? Sau trebuie să căutăm ordine în altă parte? Sau să începem discuția în cu totul altă direcție? Ca idee filozofică, evoluția se bazează pe ordine. O continuă ordonare de la nivele simple spre nivele tot mai complexe, de la pești la filozofi, de la molecule la oameni. Evident, dacă evoluția s-a desfășurat pe Pământ de-a lungul miliarde de ani, ea trebuie să-și fi lăsat semnătura într-un fel sau altul. Una din semnăturile evoluției este considerată a fi ceea ce numim arhiva fosiliferă. Adică suma tuturor fosilor de animale și plante dispărute în trecut, moarte în trecut, așa cum s-a păstrat ea în rocile Pământului. Evident, nu pot fi decât roci sedimentare cele în care s-a păstrat aceste fosile. Asta ne duce, bineînțeles, la primul aspect al evoluției și anume felul în care s-a păstrat suportul aceste arhive, adică rocile. Deci, fără discuție, o primă abordare a chestiunii evoluției este succesiunea rocilor în arhiva respectivă. Și asta ne trimite automat la elementele geologiei. Știm că există trei tipuri de roci, nu-i așa? Roci magmatice, roci sedimentare și roci metamorfice. Rocile magmatice sunt cele care se nasc din topituri și sunt singurele care pot fi datate folosindu-se metode radiometrice. Rocile sedimentare se nasc din diferite procese de sedimentare, fie a unor fragmente de roci preexistente, sparte, mărunțite, transportate și depuse, fie prin depunere chimică, deci prin precipitare din soluții, fie prin bioconstrucție, deci prin construcție de tip recif, să zicem. În fine, rocile metamorfice sunt oricare din celelalte două, care au fost transformate prin procese speciale, numite procese metamorfice, presiune ridicată, soluții care au circulat prin roci, așa mai departe. Pentru geologie și pentru subiectul evoluție, în primul rând, putem lăsa deoparte rocile magmatice și metamorfice și ne putem concentra asupra rocilor sedimentare. Cum spuneam, ele nu pot fi datate direct prin metode radiometrice, pentru că nu conțin niciun tip de mineral care să poată permite acest lucru. Metodele de datare radiometrică analizează cristale care s-au format în contextul unei topituri, când se fixează structura și împreună cu ea atomii care sunt folosiți pentru datare, în cazul de față binomul element parental și elementul fică, deci elementul care se descompune este elementul parental și care se transformă într-un element fică. Asta, repet, nu putem să o folosim decât acolo unde avem de-a face cu o rocă născută din topituri, adică un cristal care se naște efectiv din unirea atomilor în structura respectivă. Asta este, deci, cum am spus, un alt subiect. Nu trebuie neapărat să discutăm despre el acum. Haideți să discutăm despre chestiunea rocilor sedimentare și cred că sunteți de acord cu mine. Sigur. Că asta ar fi trebuit. Sunt paginile înainte de a se așterne scrisul pe ele, cu alte cuvinte. Rocile sedimentare, cum spuneam, sunt un complex de roci care se nasc prin diferite procese și ele se depun într-o anumită ordine. Prima și cea mai mare întrebare, cum se depun rocile? Aș vrea să vă împărtășesc că am avut o mare surpriză în clipa în care am auzit pentru prima dată de o alternativă, pentru că
Eu, în școală, am învățat că rocile se depun una peste alta frumos, în ordinea inversă a greutății, densității și așa mai departe. Mi se părea un lucru de la sine înțeles, nu e un experiment extrem de simplu. Luăm un vas Berzelius, să zicem, în care punem apă și punem sedimente de diferite grosimi, pietriș, nisip, argilă, îl scuturăm bine, după care îl punem jos și așteptăm răbdători, elementele grele vor cădea primele la fund, apoi urmează cele mai fine și cele mai fine deasupra. Și așa s-au născut toate sedimentele. Și într-adevăr, urmărind orice secvență sedimentară, orice afloriment, există de obicei această trecere gradată de la sedimente mai grosiere, la mai fine și cele mai fine, din nou grosiere și așa mai departe. Până într-o zi în care mi-am pus întrebarea, stai puțin, dacă am roci sedimentare care acoperă suprafețe imense, vă dau un singur exemplu, gresia de Coconino, în Statele Unite, care poate fi văzută foarte bine în Marele Canyon, acoperă o suprafață de aproximativ 700 de mii de kilometri pătrați. Aceeași formațiune... 700 de mii de kilometri pătrați. Deci asta reprezintă de câte ori? De 3 ori și ceva suprafața României. O singură formațiune. Da? Și ea poate fi urmărită pe distanțe, are echivalent în Europa, are echivalent în Africa, are echivalent chiar și în Asia. Și atunci mi-am pus întrebarea, păi stai puțin, înseamnă că cineva trebuie să tulbure oceanul pe toată suprafața respectivă, ca rocile astea se așeze la sine. Uh-huh. Adică este o sortare gravitațională pe verticală. Deci elementul apă este obligatoriu în sedimentație? Este în măsura în care sedimentele dovedesc a fi fost depuse în apă. Și vasta majoritatea sedimentelor de care avem cunoștință s-au depus în apă. Deci apa este un ingredient obligatoriu, pentru că altfel nu poți obține o astfel de sortare. Nimeni nu aruncă sedimentele în aer și cadă ele, nu? Trebuie să fie în apă. În momentul acesta mi-am dat seama că ceva nu e în regulă. Și apoi am citit și am chiar văzut un mic documentar privitor la felul în care se depun rocile. Și într-adevăr, cel mai logic mod de a accepta depunerea rocilor este o mișcare laterală, care le transportă și le depune. Experimentele de laborator arată că dacă mișcăm apă, volume mari de apă, cu un amestec de sedimente de diferite dimensiuni, ce obținem este strat după strat după strat după strat, sortat granulometric după dimensiunea granulelor, cu limitele dintre strate foarte lise, foarte orizontale, dar paradoxul cel mai surprinzător este că după ce tăiem o astfel de... Deci dacă facem experimentul într-un vas cu sticlă, vas mare de sticlă, într-un tank și mișcăm apa și după care tăiem, observăm că rezultă strat orizontale. Deși mișcarea este laterală. De ce? Vedeți, în cadrul, de exemplu, clasic, în care se depun sedimentele care vin dinspre uscat, unde sunt mărunțite roci anterioare, ele se rostogolesc pe ceea ce numim povărnișul continental, da? Deci este o pantă. Ei, când se rostogolesc pe acea pantă, elementele cele mai grosiere se rostogolesc cel mai departe, în timp ce elementele mai fine încep a fi reținute, iar cele mai fine sunt primele reținute, dar aici intervin și forțe electrostatice. În felul acesta, primele care se depun sunt sedimentele fine, apoi mai departe pe povărniș cele mai grosiere și cele mai grosiere sunt la capăt. Stratul următor vine la fel, următor la fel, următor la fel și în felul ăsta vom avea întotdeauna grosier peste grosier, mediu peste mediu, fin peste fin și rezultă o entitate orizontală. Dar aici se pune problema la face deosebirea între un strat propriu-zis și conceptul de nivel, dacă vreți, care este o entitate optică. Deci noi vedem optic zonele astea de benzile astea pe diferite dimensiuni, când de fapt stratele s-au depus prin această mișcare. Asta schimbă fundamental însăși conceptul superpoziției stratelor, conform căreia un strat mai nou este depus peste un strat mai vechi. Dar dacă ne uităm la situația pe povărnișul continental, stratul cel mai vechi, adică primul depus, este cel fin, primul de sus, fin, mijlociu, grosier, fin, mijlociu, grosier, fin, mijlociu, grosier. Deci, din punct de vedere temporal, timpul nu crește coborând la verticală, ci mișcându-ne dinspre bazinul oceanic spre țărm, spre continentul de unde... Deci, automat, numai și numai această chestiune schimbă fundamental viziunea arhivei fosilifere. Deci,
a spune din capul locului că în orice situație mă duc de jos în sus într-o succesiune de roci, călătoresc în timp de la trecut spre prezent, nu este obligatoriu. Numai că nu e obligatoriu. În mod normal nu este nici măcar corect. Pentru că mișcarea este laterală. Ați amintit de fosile. Ați amintit de stratul Coconino, dacă bine am înțeles. Gresia de Coconino. Gresia de Coconino. Gresia de Coconino pe care o găsim, să spunem, pe continentul nord-american, este aceeași ca și constituție fizică cu cea, să spunem, din Europa sau din Asia? Evident, deci asta ridică cealaltă mare problemă a sedimentologiei și stratigrafiei, modul în care corelăm formațiunile. Ce criterii folosim? În cazul Gresiei de Coconino folosim, în primul rând, constituția sa mineralogică, gradul de maturitate al granulelor, cât de mult au fost ele rulate, deci rotunjite prin transport. În cazul în care există, și în Gresia de Coconino există foarte puține fosile, dar există icnofosile, respectiv urme de pași, de mișcări, de animale pe fundul apei. Deci folosim aceste caracteristici în primul rând. În al doilea rând folosim contextul stratigrafic, rocile care se găsesc dedesubt și rocile care se găsesc deasupra, pe verticală, așa cum le vedem noi astăzi. Repet, asta nu înseamnă că și în ordinea temporală sunt. Să fim foarte atenți de acum înainte la treaba asta. Deci contextul sedimentar contează iarăși. În baza lui, într-adevăr, avem de-a face cu o formațiune similară. Nu identică, dar similar, depus în aceleași condiții. Iar ea reprezintă clar, în contextul menționat anterior, rezultatul unei masive mișcări de ape. O mișcare de factură inexistentă astăzi. Noi nu avem nicăieri, nici chiar tsunamiul din Oceanul Indian n-a produs o asemenea mișcare de sedimente. Dacă ar fi să dăm un nume acum acestei mișcări masive, am putea să o numim la un moment dat în istoria geologică a Pământului, să spunem, potop? Evident, o catastrofă hidraulică. Aici există o mare problemă. Problema care am avut-o și eu inițial. A încercat să vizualizez acest fenomen ca un eveniment global care generează vasta majoritate a rocilor sedimentare. Nu este o chestiune ușoară să-ți imaginezi un astfel de proces. Dar în momentul în care reușești să treci peste, hai să zic, limitările paradigmatice pe care le-ai moștenit din școală, înțelegi ce poate să însemne așa ceva. Și cu atât mai mult cu cât astfel de fenomene de depozitare de sedimente în pături mari, groase, la nivel continental, în episoade scurte, sunt dublate de dovezi masive în favoarea unei eroziuni la fel de fenomenală. Și v-aș da exemplu, Marele Canion, toată lumea îl știe ca fiind cel mai mare canion și așa pe dincolo. Nu este adevărat. Cel mai mare canion de care avem cunoștință în sensul de lungime, lățime și adâncime este canionul Monterey, care se găsește pe fundul golfului Monterey în California. Deci canionul pleacă foarte aproape de țărm și coboară până la 2700 de metri adâncime. Țineți minte, Marele Canion are mai mult de un kilometru și jumătate adâncime, asta e 2700 de metri. Deci este mai lung, mai lat și mai adânc decât Marele Canion și se găsește pe fundul oceanului și este tăiat în roci în esență magmatice, mult mai dure decât rocile sedimentare din Marele Canion. Ce poate crea un astfel de canion pe fundul oceanului? Acolo nu avem râuri care să curgă. Treaba este extrem de serioasă și încercările disperate ale establishmentului, deci ale stabilimentului, dacă vreți, geologic standard, de a explica astfel de fenomene, se dovedesc mai mult decât stângace, după părerea mea. Cu atât mai mult cu cât acesta nu este un unic canion, există sute, deocamdată știm de sute, dar probabil că se vor descoperi mii de astfel de canioane, practic pe marginile tuturor continentelor. Doar o gigantică curgere de ape dinspre ceea ce sunt astăzi continentele spre oceane, într-un fenomen inversat, deci după ce apele au acoperit pământul, se retrag de pe pământ înapoi în ocean, asta făcând parte din faza a doua a potopului biblic, faza de recesiune a apelor, numai astfel de mișcare ar putea explica, sau curgere extraordinară ar putea explica astfel de forme de relief submarine. Nimic altceva nu poate produce o explicație satisfăcătoare. Ați amintit de fosile. Iertată să-mi fie ignoranța, însă până în ziua de astăzi, când vorbesc de fosile, dacă cineva face referire la silicați, la
siliciu, îmi pun întrebarea. Bun, o fosilă este varianta pietrificată a ceva care a trăit odată. Da? Și după aceea mi se vorbește de siliciu, de... s-a spus la un moment dat că este în locul a ceea ce fusese un organism, ajunge acolo siliciu, acela se întărește. Puteți să ne explicați nouă, celorlalți care nu înțelegem într-adevăr procesul de fosilizare, ce este o fosilă, de la un pic de la început până la sfârșit? Fosila este ceea ce se păstrează dintr-un fost organism, un organism care a fost cândva viu. Se poate păstra o simplă impresiune. Atunci se numește o icnofosilă. Ca, chiar un exemplu, spre exemplu, un pas, o urmă de pas. Este o icnofosilă. Adică fosila... Deci până și o urmă, de pas poate să fie o fosilă? Este considerată o icnofosilă. În ceea ce privește natura materialului care substituiește materialul organic, nu sunt numai silicați, sunt foarte multe alte tipuri de minerale. Exemplu, poate să vă dau un exemplu de pirită, de exemplu. Sunt foarte mulți amoniți piritizați. Deci, practic, este sulfură de fier, care nu mai piatră, propriu-zis, sau un silicat. Dar ceea ce este important este că are loc un proces de substituire a materiei organice prin ceva care rezistă mai mult în timp decât materia organică. O formă oarecare de mineral. Dar de unde vine mineralul? Acest mineral nu poate să vină decât în urma unor procese chimice dintr-o soluție pe care o să numim generic hidrotermală, adică apă caldă conținând minerale. Asta este o soluție hidrotermală. Există vreo afinitate a organismului în decurs sau care se află pe parcursul fosilizării, o afinitate pentru un anumit tip de minerale pe care le scoate din... Este invers. Mai degrabă, mineralele din soluție înlocuiesc materia organică. De foarte multe ori, de altfel, bine, în lumea mineralogiei avem, spre exemplu, pseudomorfozele, în sensul în care forma cristalului se păstrează, doar că substanța, mineralul care l-a înlocuit, este cu totul altul, care în mod normal nu cristalizează în forma respectivă, dar păstrează forma, asta este o pseudomorfoză, adică o falsă formă. În cazul fosilor, însă, sunt elemente de compatibilitate mai degrabă legate de nivelul de porozitate al ceea ce a reprezentat materia organică. Fiecare soluție are viscozități diferite și poate penetra în spații mai mici sau mai mari în funcție de, deci de conținutul său mineralogic. Dar în general, spre exemplu, vasta majoritate a trunchiilor de copac fosilizate sunt fosilizate cu silicați, în timp ce animalele au mult mai, o varietate mai mare de minerale care înlocuiesc materia organică. Dar orice ar fi, oricum s-ar produce, ceea ce este extrem de important este sunt două lucruri, după părerea mea. Unu, că noi nu mai observăm procesul de fosilizare astăzi. În niciun mediu decât, să zicem, o pseudofosilizare, în sensul în care un element oarecare, o ființă moartă, deci este acoperită de ceva, dar nu este substituită chimic de ceva. Al doilea lucru este că fosilele nu se pot forma decât repede. În cazul extrem a ouălor de dinozaur, sunt unele cazuri în care s-a păstrat chiar puțină piele a embrionului din lăuntru oului. Deci este clar că acel ou n-a putut să zacă milioane de ani până când a fost ușor, treaptă cu treaptă înlocuit. Deci această substituție chimică trebuie să producă extrem de rapid, la nivel de săptămâni, poate chiar o singură săptămână. Deci clar, procesul de fosilizare este un proces extrem de rapid. Este de altfel amuzant că unele manuale spun că procesul de fosilizare poate să ia minute sau milioane de ani. E nostim. De vreme ce poate dura minute, de ce mai trebuie să dureze și milioane de ani? Musai trebuie să fie milioane de ani pentru că avem noi nevoie de dânsii, nu ca să avem acolo arhivă. Dar în realitate, de vreme ce se poate produce repede, de ce să nu admitem că toate fosilele se produc repede, cu atât mai mult cât logica ne împinge la astfel de concluzie? Am auzit și am citit discuții pro-contra despre natura și originile uleiurilor minerale, țițeiului, etc., etc. Puteți să ne vorbiți puțin de...
ies pe țeava de eșapament stafiile dinozaurilor? Ce sunt, de fapt, uleiurile minerale, țițeiul? Da, e o întrebare la care știința naturalistă susține că a dat răspunsuri irefutabile, exact ca și în cazul Big Bang-ului, în sensul în care faptele din teren nu prea se potrivesc numai cu acest model. Ar fi interesant de menționat că însăși Mendeleev, creatorul tabelului periodic al elementelor, credea că aceste uleiuri, hidrocarburile, haideți să folosim un termen generic, nu sunt de origine organică, ci ele reprezintă materiale incorporate în planeta Pământ de la bun început. E de-a dreptul interesant, pentru că la vremea respectivă Mendeleev n-avea cunoștință de conținutul chimic al ceea ce numim noi planetele externe, planetele gazoase. O știm acum că s-a descoperit metan primordial, deci aflat acolo de la începuturi, pe multe din planetele externe. Recent am avut celebre imagini de pe Titan, satelita lui Neptun, care nu mai are metan, are metan în toate cele trei faze, gazos, solid și lichid. Deci metanul face parte din materia originară din care a fost construită și planeta Pământ, doar că spre deosebire de planetele gazoase, el nu se găsește la suprafață, deci hidrocarburile nu se găsesc la suprafață, ci se găsesc în adâncime. De ce spun treaba asta? A murit nu de mult un om de știință american, Thomas Gold, care a publicat în domeniul respectiv și care a adus o sumedenie de dovezi extrem de puternice în favoarea ideii că hidrocarburile reprezintă constituente originare, primordiale ale planetei Pământ, că ele în mod normal se găsesc la adâncimi de sute de kilometri în interiorul Pământului, unde pot supraviețui datorită presiunii și temperaturii și de unde emană spre suprafață, penetrând și prin crusta terestră, și în felul să le găsim. Dovezile lui sunt uneori extrem de convingătoare. Dacă ar fi, spre exemplu, să menționez existența petrolului în granite la 6 km adâncime, granite care nu vin în contact cu roci sedimentare, din care să zicem că ar fi migrat cumva, este oricum greu de imaginat, dacă nu imposibil, migrarea unui petrol sau unui hidrocarbur dinspre suprafață spre adâncime. Procesul este invers. Dar cu atât mai mult în granite. Da, nu sunt cantități mari acum în granite, dar sunt. Un alt aspect interesant este reumplerea unor rezervoare exploatate. Deci există rezervoare de petrol care au fost pompate masiv și care a spus gata, stai închis, nu mai e nimic aici și astăzi sunt plină, la loc. O astfel de migrație nu poate fi imaginată prea ușor, de fapt nu prea se imaginează nici cum în contextul clasic al hidrocarburilor de origine organică. Există apoi dovezi masive în domeniul semnăturilor izotopice ale acestor hidrocarburi. Unele dintre ele reprezentând inițial argumente forte în favoarea originii organice. În sensul în care se spune, domnule, semnătura izotopică a hidrocarburilor este clar organică, dar explicația lui Gold și această explicație este foarte solidă științific, este că, de fapt, ascensiunea prin întreaga masă a crustei terestre a acestor hidrocarburi duce, pe de o parte, la o fracționare izotopică foarte pronunțată, doi, culege materie organică în măsura în care urcă și de aici semnătura organică. Una peste alta. Există argumente suficient de solide ca să putem folosi această alternativă, anume că hidrocarburile reprezintă elemente primordiale care se găsesc la adâncimi mai mari în Pământ și urcă spre suprafață. Există o superpoziție quasi totală între zăcăminte hidrocarburi și cărbun, spre exemplu. Se pot explica și cărbunii ca rezultat al ce? Deci când o hidrocarbură pleacă din adâncime, conține ce? Hidrogen și carbon. Dar pe măsură ce urcă prin crusta terestră, tot pierde la hidrogen, se dehidrogenează, până când rămâne carbon pur. Carbonul pur se depune, înlocuiește, de exemplu, o pădure îngropată în sedimente și o transformă în cărbune. În anumite condiții de presiune și temperatură se poate transforma în grafit sau se poate transforma chiar în diamante. Foarte interesant. Este o explicație, repet, mai sunt multe
lucruri de fapt de explicat. Dar această teorie este cel puțin la fel de bine originea hidrocarburilor, neavând nevoie de data asta de cantitate imensă de materiale, deci de material fosil din care să producem hidrocarburile prin clasica poveste. De altfel, dacă analizăm cu mare atenție pretinsele reacții chimice și condiții de formare a petrolului și hidrocarburilor din materie moartă, situația nu e chiar așa de potrivită cu realitatea. Avem nevoie de condiții mult mai speciale decât cele pe care le putem măsura la ora de față în structura Pământului. Deci, dumneavoastră, ca om de știință, spuneți că mai avem în jur de un minut sănătos la dispoziție, inclusiv creștinii trebuie să fie cinstit de circumspecți în a face evaluări pripite în a spune că la o întrebare a cuiva, da? Pentru că am convenit într-o emisiune anterioară că rolul acestor emisiuni, de exemplu, este de a echipa pe creștini în a da răspunsuri corecte. Să nu mai aruncăm așa de ușor, păi, de unde vine petrolul? Din dinozaurii morți, da? Deci să fim ceva mai circumspecți. Să ne gândim la consecințe. Dacă vine din dinozauri morți, de unde atâta dinozauri într-un singur eveniment? Pentru că aveam nevoie ca toți dinozaurii aia să fie prezenți la momentul potopului, ca să îngrop pe tot, să produci tot petrolul din lume. Dar e așa de mult petrol că nu-l poți explica punând la un loc toți dinozaurii, decât dacă dinozaurii au trăit milioane și milioane de ani și au murit mulți dinozauri. Dar încă o dată, nu dinozauri, pentru că e vorba de microorganisme. Folosim o figură de stil aici. Sigur că da. Dragi telespectatori, domnule Silvestru, vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile extrem de prețioase, cel puțin pentru mine, sunt sigur că și pentru telespectatorii noștri. Aș dori să ne luăm rămas bun cu următoarea observație. Vă rog să ne priviți și în emisiunile care urmează ca să putem să ne echipăm noi, ajutați de domnul Silvestru, să putem să ne echipăm în a da răspunsuri corecte și vă rog frumos ca la emisiunea viitoare să vă aduceți mai multă curiozitate, pentru că eu deja mi-o împachetez pe sub masă. Domnule Silvestru, mulțumesc frumos, numai binecuvântări și la revedere!